La unitatea de primire urgenței a Spitalului Județean de Urgență Zaleu s-au prezentat peste 380 de pacienți. La unitatea de primire urgență a Spitalului Județean de Urgență Zalău s-au prezentat peste 380 de sălăjeni în ultimele trei zile, informează reprezentanții unității spitalicești din municipiu, care precizează că în perioada 30 octombrie-1 noiembrie, numărul cazurilor înregistrate au fost de 382 de persoane. 89 de persoane au necesitat îngrijiri de urgență ca urmare a unor plăgi, fracturi, traumatisme, întorse și contuzii. Pentru îngrijiri medicale s-au prezentat și pacienți suferinți de hipertensiune arterială, politraumatism prin agresiune, colică biliară și apendicită. În perioada vizată, la secția de specialitate a spitalului, 24 de persoane au fost tratate de gastrită, colică abdominală, enterocolită or gastroenterocolită. Potrivit unui comunicat de presă, din cei 382 de pacienți care au trecut pragul instituției, în 95 dintre cazuri, specialiștii instituției au recurs la internare.